Bună ziua! Astăzi, Biblioteca Publică Vasile Alexandrii vă prezintă top 10 lucruri pe care trebuie să le cunoască fiecare despre marele poet Grigore Vieru. Grigore Vieru este un poet român născut la 14 februarie 1935. A fost o minte strălucită, iubitor de neam și de țară, o voce singulară de o expresivitate deosebită în peisajul poeziei românești. Top 10 lucruri despre Grigore Vieru. 1. Grigore Vieru a fost ales membru corespondent al Academiei Române în anul 1993. 2. A scris celebra carte pentru preșcolari numită Albinuța. 3. Poetul basarabean era foarte credincios. A vizitat mai multe mănăstiri, printre care Putna, Voroneț, Sucevița, Văratic, și s-a întors la Chișinău cu un sac de cărți. 4. Grigore Vieru și-a dorit dintotdeauna unirea țării românești. Acesta mărturisea: dacă visul unora a fost să ajung în cosmos, eu viața întreagă am visat să trec prutul. 5. În 1988 primește cea mai prestigioasă distincție internațională în domeniul literaturii pentru copii, Diploma de Onoare Anderson. 6. Poetului nu era frică de moarte. Acesta a scris versuri nenumărate despre moarte pentru a-i demonstra că nu este frică de ea. 7. Grigore Vieru este unul dintre fondatorii Frontului Popular din Moldova. 8. Majoritatea poeziilor de Grigore Vieru au devenit cântece celebre interpretate de soții Doina și Ion Alte Teodorovici, iar cea mai îndrăgită este Eminescu. 9. Pe 16 ianuarie 2009, poetul a suferit un grav accident de circulație și a fost internat la spitalul de urgență din Chișinău. La 2 zile după incident, poetul a murit la spital. 10. Câteva școli din Republica Moldova, un bulevard din Chișinău, o stradă din Iași și o stradă din Buzău poartă numele marelui poet Grigore Vieru. Pe 11 februarie 2010, cu 3 zile înainte de ziua de naștere a poetului, a fost instalat bustul acestuia în Aleea Clasicilor din Chișinău.